Bună seara! Bună seara, Cristian! Bună seara, Anușa! Dragii noștri, acesta este un live dintr-o lungă serie de live-uri. Este primul pe care eu îl fac cu Anușa. Este o persoană pe care apreciez de foarte mulți ani. Mulțumesc! M-a ajutat cu foarte multe lucruri și acum am avut o inițiativă extraordinară. Lucrăm la ea de ceva vreme și acesta este începutul ei. Vă vom invita și acum, și la sfârșitul acestui live, pe un nou grup care se va numi La Taină cu Anușa și Cristian. Și acolo veți găsi foarte multe lucruri interesante care au legătură cu lucrurile de care noi ne ocupăm. Întâi și întâi o să rog pe Anușa să vă spună câte ceva despre ceea ce ea face. Eu o cunosc ca terapeut de mai multe feluri, dar o să te las pe tine să ne povestești câte ceva legat de domeniile în care tu activezi. Eu activez generic în domeniul stării de bine. Deci pe mine mă interesează starea de bine a mea și a celor din jur. Acum, această stare de bine pentru fiecare dintre noi se traduce în diverse aspecte, în diverse moduri. Pentru cineva o stare de bine înseamnă să aibă o rochie frumoasă, pentru cineva înseamnă să aibă 5 lei să-și cumpere o pâine, pentru cineva înseamnă să își vindece o boală de care suferă, să scape de o durere, altcineva vrea o mașină de un anumit fel, altcineva vrea o excursie exotică. Deci fiecare ne definim starea de bine în funcție de nevoile noastre. Și atunci, noi, ca lucrători pentru stare de bine, căutăm să ne adaptăm nevoilor celor care vin spre noi cu diverse nemulțumiri, ca să nu le spunem altfel. Deocamdată nu le spunem altfel. Ați aflat câte ceva despre Anușa și cei mai mulți. Hai de să vedem și despre tine! Mulțumesc! Cine ești? Eu, după nume, sunt Cristian Mihai și sunt trainer de programare neurolingvistică. Și acum este ora la care mă laud. Ce e aceea programare neurolingvistică? Ce e aia? Întâi și întâi vreau să vă spun că voi începe luna august ediția cu numărul 105. Iar asta este un lucru care mă mândresc, mă laud. Practic sunt trainerul care a condus cele mai multe formări de programare neurolingvistică din țara noastră. Felicitări și la cât mai multe în continuare. Doamne ajută, mulțumesc! Programarea neurolingvistică se ocupă tot cu starea de bine și ce este foarte interesant aici, că ea se subscrie așa, dacă vrem să o asemănăm cu ceva, teoriei generale a sistemelor. Oriunde putem să punem un pic lucrurile în regulă, fie că e vorba de organizații, fie că e vorba de relații de cuplu, fie că e vorba de sufletul nostru, de dimensiunea, de propria persoană. Exact, spirituala propriei existențe. În toate domeniile în care oamenii au competențe, programarea neurolingvistică își poate aduce aportul și poate unii dintre voi știți deja ceva despre asta. Hai să ne întoarcem la starea de bine, pentru că eu mă gândesc că în această serie lungă de live-uri, workshop-uri, seminarii, lucruri pe care le vom face din inimă, Împreună, pentru că aceasta ne este vocația, ne vom ocupa și de vindecare. Vindecarea, de fapt, înseamnă restabilirea stării de bine. Și vorbim aici de vindecarea minții, a credințelor, a principiilor, a valorilor. Vorbim de vindecarea emoțiilor, ceea ce simt legat de. Vorbim de vindecarea corpului, adică boala fizică care ajunge să se instaleze când un gând sau mai multe gânduri sau mai multe emoții destructive sunt păstrate pentru o perioadă lungă de timp, el ajunge să se manifeste în corpul fizic. Și atunci starea de bine dispare. Deci vorbim despre vindecare, vorbim de fapt despre restabilirea stării de bine. Eu împărtășesc această viziune. Cumva, pentru mine, starea de bine este, dacă vrei, un fel de centru al universului. Așa. Și tulburările sunt un fel de invitații, de fapt, la starea de bine. Un fel de invitații pe care uneori nu le poți ignora, gândite
în așa fel de această înțelepciune universală care e și în afară și în noi, încât, inevitabil, acolo ne duce. Un filozof existențialist spunea chestia asta, suntem condamnați la libertate și eu aș putea spune că suntem condamnați, dacă vrei, la starea așa de bine, e. Iar a ignora starea de bine nu face altceva decât ca ea să-și ceară drepturile în corect. Moduri pe care noi nu le putem ignora. Și cum astăzi este, din punct de vedere al calendarului chinezesc, un început al unui ciclu de 60 de zile, pentru că ciclicitatea de 60 de zile este extrem de importantă în metafizica chineză și astăzi este o zi de începuturi în toate direcțiile și în toate formele. Noi ne-am gândit să începem acest ciclu de live-uri, de întâlniri, de cursuri, de diverse produse pe care noi le vom livra împreună, legate de stare de bine. Și mai adaug ceva, este un an tumultos, care tot din punct de vedere al metafizicii chineze este un an al schimbărilor, al transformărilor, este anul șobolanului de metal, care lucrează cu gândurile, care lucrează cu emoțiile, care lucrează cu tot ceea ce este la nivel conștient sau inconștient. Și atunci avem nevoie de schimbare, care de data aceasta, din tot ce ați observat că s-a întâmplat până acum cu starea întregii umanități, aș putea spune, a fost la impuse, nu mai este la opțional. Deci avem de ales. Avem ne de schimbăm ales. Sau ne schimbăm? Da. Alegerea este foarte simplă. Iar noi, în felul nostru, ne-am gândit să susținem această schimbare pe care noi cu toții o avem de făcut prin cunoașterea noastră, punându-ne cap la cap și creând niște programe, niște idei pentru dumneavoastră, idei pe care noi întâi și programe pe care le-am testat într-un fel sau altul pe noi, pe cei cu care lucrăm și colaborăm și vă invităm alături de noi. Apropo de ce ai spus și de lucrurile care au început să devină cumva obligatorii, există totuși multe inițiative ale unor persoane care, vrând nevrând, s-au adaptat și au început efectiv să dăruiască, deși vocația lor înainte poate nu implica acest lucru și o vedem și în zona celor care se pot de metafizică și printre nelepiști. Am văzut asta la Stephen Gilligan, la Robert Dilts, lucruri pe care înainte le vindeau în cadrul unor seminarii, acum le oferă pentru că oamenii chiar au nevoie de astfel de lucruri. Și mă bucur tare mult că tu te ocupi și cunoști, ești inițiată și în metafizică chineză și poți cumva să ne ajuți pe mine și pe cei care ne urmăresc să aibă o privire poate și din altă perspectivă a realității cu care ne confruntăm, pentru că întotdeauna când e ceva ciudat sau întunecos sau negativ, este și ceva pozitiv, benefic. Și a fost dintotdeauna acolo, va fi întotdeauna acolo, niciodată nu va fi altfel și eu sunt sigur că noi doi îi putem ajuta pe cei care vor beneficia de ceea ce reușim să dăruim, să se sesizeze în ce direcții pot merge, ce este în ei și poate până acum nu au văzut și bineînțeles ce este înăuntru, măreț, luminos. Și îi cheamă la această realizare. Vă așteptăm alături de noi. Și înscrieți-vă pe grupul La Taină cu Nușa și Cristian. L-am scris aici jos sub telefon ca să nu greșesc. La Taină cu Nușa și Cristian. E scris cu majuscule. Grupul deja l-am creat. Și pe acolo o să găsiți o mulțime de lucruri interesante. Vă așteptăm. O seară minunată în continuare. Seară frumoasă și noapte bună! Pa, pa!